Am fost la, în dimineața aceea, eu împlineam 6 ani de când îmi pierdusem vederea. Era 2011, 25 noiembrie. Nu am cum să uit ziua aceea. Eu în fiecare an, în ziua de 25 noiembrie, când eu mi-am pierdut vederea, mă rog, pentru că mie Dumnezeu mi-a vorbit că dacă voi asculta și voi lucra pentru El, va veni o vreme când ochii mei vor fi atiși și voi vedea din nou lumina soarelui. Așa mi-a vorbit mie Dumnezeu. Printr-o soră care acum a murit. Dar eu aștept lucrul ăsta. Și de atunci, de când lucrez, tot mereu, an de an, în 25 noiembrie, am o rugăciune specială în care îi spun să nu uiți de mine. Eu am lucrat și anul ăsta, așa cum Dumnezeu a spus să fac, nu m-am oprit, că Dumnezeu a spus, du-te acolo, du-te acolo, deși, cum o sunat serio, nu mi-am convenit deloc, zic, bă, eu sunt obosit cu vocea asta, am zis, mă, am vrut că îți de mine, hai să mă duc. Sigur, mi-e prieten și mă bucur că sunt în seara asta aici. Și vreau să vă spun ceva. Dacă pentru singur om, omul acesta, șeful poliției din Vulcan, o trebuie să vină aici, sunt cel mai fericit. Sunt cel mai fericit. Că Dumnezeu vrea să-L salveze și pe El, așa cum El s-a dat pe noi. Amin. Să facem parte din comandamentul cerului. Amin. Amin. Florin a ales și alte sute de polițiști din țara aceasta. S-au întors la Dumnezeu, judecător, procuror, senator. Cunosc o grămadă de oameni puternici în America. Florin, cu mine a fost anul ăsta decembrie, când a trecut în, acolo la Washington DC și a dat mâna cu senatori, oameni puternici cu tot felul de lideri ai lumii, pocăiți. Pocăiți oameni în Dumnezeu. Și când auzeau despre Domnul Iisus, thanks God, thanks God, aveam bucurile astea. Că oamenii aia încă cred în Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu a binecuvântat America. Păcat că acum acolo sunt lideri bolnavi, spurcați, Dumnezeu să curețe și America și România. Amin. Să curețe și Europa. Amin. Cu toate întâlniciunile. Amin? Amin. Bun.